Volumul COVID, Colivia noastră, a fost lansat la Iași. Cartea conține părerile, gândurile și trăirile a 50 de personalități ale țării din diverse domenii de activitate. Președintele Societății Române de Epidemiologie a intitulat volumul o carte-document. Creșterea numărului de cazuri este o consecință firească a nerespectării regulilor de distanțare socială și de purtare a măștilor de protecție, susține Doina Zoicăi, președintele Societății Române de Epidemiologie. Este o carte document pentru că surprinde trăirea fiecăruia din autori cu un background intelectual mai particular și care, sigur, dă o perspectivă pentru că această pandemie, cum au fost și celelalte, nu este doar un fenomen biologic, este un fenomen social, este un fenomen psihologic care trebuie aprofundat, care trebuie analizat și poate peste ani această carte va fi un punct de plecare pentru a înțelege ce au trăit și ce am simțit noi la primele momente când fenomenele erau în desfășurare. Aceasta consideră că România are nevoie de o lege a carantinării și izolării pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Doriți să fie un document alcătuit de oameni care au autoritatea cuvântului rostit pentru a-și putea asuma responsabilitatea și în fața anilor ce vin, nu numai în anul 2020, mai ales în primele luni când a fost declanșată această epidemie. Este o vreme când vom trece, să ne sperăm că vom trece ușor, toată lumea va zice, dar n-a fost cine știe ce. Sau alții vor spune a fost dezastru pentru că într-adevăr din familia sa lipsește cineva, cel puțin unul sau mai mulți și raportările vor fi total diferite. Am vrut să fie document, cum am repetat cel puțin încă o dată, am vrut să fie document pentru că ne dorim ca toți cei ce vom citi sau reciti această carte, să observăm cât de diverse sunt perspectivele din care privești spre un eveniment. Deci în acest volum sunt adunate mărturiile dintr-o perioadă atât de apăsătoare, mărturii ale unor oameni, unii de meserie, unii sunt medici, unii sunt infecționiști, alții sunt universitari, sunt și clerici, e Patriarhul Daniel, e înalt preasfinția sa Teofan. Deci sunt oameni cu pregătiri diferite, cu viziuni diferite asupra lumii și asupra ceea ce se întâmplă, dar împreună au un fel de, cum să spun, perspective complementare care adună un contur al vremurilor pe care le trăim. Doina Zoicăi consideră că persoanele asimptomatice pot transmite virusul.